Când mă duc la studio, fac vreo 3 ore dus întors. Schimb o mașină și 2 metrouri plus pe jos printre necunoscuți. Nu știu de unde stot, dar bucureșteanul născut nervos. Nu mai suntem maimuțe de mult, suntem mai mulți sute de adulți vânând autobuze ca pe mamuți în stații. Stai și aștepți, nu-i ca taxi, mașinile în trafic, ciorchine de struguracri. Dar n-ar fi niciun, ar fi mai mișto. Dar dacă aș avea cash ca bani, mi-aș lua și eu sau un Kalashnikov, pentru cine mă deranjează. Faci manele pe mobil, dă-mi să-ți arăt o fază. Fii atent, apasă butonul de minim de la volum, că eu nu sunt serii să-ți asculti telefonul. Așa că în loc să arunci cu banii, cum îți cântă melodia, du-te și ia-ți imediat, că să-ți cânte numai ția, cu mai liniște și pace. Dar doar dintr-o stație, simte-l pe ăsta cu miroasa transpirație și se îndreaptă în coa. Trebuie să fac ceva, că vrea să se așeze lângă, frate, nu te supăra. Știu că par puștat și tu ai 40 de ani, nu vreau să-ți fii un amic, dar mai fost și tu un dușman. Și-l împing să-l conving să continue spre partea întunecată mai în spate, unde nu e nimeni. Deschid geamul ca să pot să respir pe ceapă jungla, sper să n-ajung la știri, că scenarii violente care pot să se formeze vă că până și pe basni scrie Scorsese. Să ghesuie să intre, să ghesuie să iasă în lungul drum spre casă. Chiar aș vrea să încerce cineva să mă oprească în lungul drum spre casă. Cum vezi să treaba ta, nu ne vedem de treaba noastră în lungul drum spre casă. Și dacă nu mai e loc, iau la pas, cui pasă în lungul drum spre casă. Departe de vreun pe un ecran de TV, te trebuie cu soții real în acest cadru SF. Lucră curente la curent, apă terasament, orașul e permanent ca după bombardament. Nord de praf, fața de la o aspectul bonav, iar firele de telegraf atârnă cam grav. De fapt, când zic telegraf e cu ghilimele, sunt mii de rețele, zici că pică stâlpii cu ele. Un urban de probleme, permanent stratageme, același scenă e normal să te atași că n-ai stratageme. Că sistemul e uns, aia n-ai uns să le reclamezi, jenant ca un vers într-o reclamă la Dedeman. Hai că m-am luat cu vorba, e momentul să o tai, ok, încerc să mă sun în tramvai, dar e cum ai căuta în carul cu fân un pui sau un pai, depinde cum o pui sau o dai. E o adevărată corvoadă, chiar și să treci strada, doar să fii de bani, gata să eviți de bandata. Dar nu trebuie să faci plume, că orice s-ar spune, într-atâtea putre de sunt și părți bune. Doar cu bilere ATB poți să faci sauna și ai și gratis la zoo de atâta fauna. 300 în picioare, 34 pe scaune, sotul nu mor de foame ca inspector de daune. Și atunci rămâne doar să faci haz de această hazna, că dacă râzi poate reușești să nu e razna. Și așa te sper pe cap că trăiești la vida loca, când de fapt tu nu știi cine ești. Trăiți-a nota, știi ce se derulează operațiunea, fii de masă, trebuie să stai cu mintea trasă, doar așa mai fi de acasă. Ar fi atâtea de zis că n-ai putea bănui, acum o ting, au băgat bomboane în pavilionul ei. E o cărare nevoioasă, pare o nebuloasă în lungul drum spre casă. Trebuie să te pregătești ca pentru o treabă serioasă în lungul drum spre casă. Să nu te tragă asta cu o alee retrasă în lungul drum spre casă. Să nu îi vă brăpășeați pe pastre sau crevasă în lungul drum spre casă. Cum să te scoți pe 2 sau 4 roți, oricum e groasă în lungul drum spre casă. Nu-ți ține nimeni de 6 în costum de țestoasă în lungul drum spre casă. Ai grijă cum te strecori între bordură și terasă în lungul drum spre casă. Sau rămâi în oraș decât să dai de necasă în lungul drum spre casă.